Salvatorii sunt transformați în victime în războiul cu virusul ucigaș. În spitalul Focar din Suceava, unde doi pacienți au murit ieri, sunt 92 de medici și asistenți de la toate secțiile infectați. Cei peste 1000 de angajați ai spitalului sunt acum testați la grămadă. În tot acest haos, parchetul a deschis o anchetă după ce medici bolnavi au fost chemați de acasă. Este imaginea haosului de la Spitalul de Urgență Suceava. Sute de medici și asistenți stau la coadă îngrămădiți și așteaptă să fie testați, deși unii dintre ei ar putea fi deja infectați. Din cei 1313 angajați, 92 au deja virusul ucigaș. Estimările noastre sunt că vor fi câteva sute de salariați contaminați cu COVID. Sunt persoane din personalul medical destui cu simptomatologie deja, care n-au primit rezultatul, ceea ce înseamnă că numărul va fi mult mai mare. Sunt salvatori condamnați la contaminare, puși în pericol chiar de conducerea spitalului. Indiferent de starea în care se află, toate cadrele medicale au fost chemate la spital de directorul medical. S-a trimis un mesaj că este ordin de ministru ca tot personalul spitalului, de la brancardier, infirmieră, asistenți, medici, să se prezinte la 7:30 cu bagajel minim în spital. După acest mesaj, parchetul a început o anchetă pentru zădărnicirea combaterii bolilor și abuz în serviciu, deocamdată in rem, iar managerul spitalului nici măcar nu știa câți infectați are. Ați ajuns la 52 de cadre medicale pozitive în spital? Nu, eu nu stau să număr asta cadre medicale. Deci am spus că e o altă prioritate, câte sunt, alea sunt, trebuie să ne îngrijim de ei. Contaminarea în masa medicilor a început după ce mai mulți pacienți au fost plimbați de la o secție la alta până când au fost depistați pozitiv. Doi bolnavi au murit. Ieri, o femeie transferată între timp la Iași este în stare critică. Avem măști simple, mi s-au dat câte o mască asistentelor pe o secție, li s-a dădea o cutie de măști, da? 30 de măști pe tură de 10-20 de asistente cât erau, pe care trebuiau să le țină 12-24 de ore o mască, indiferent cât. Îți scuipau în față sau nu scuipau. Rudele medicilor infectați din Suceava fac mărturii cutremurătoare. Te doare literal fiecare bucățică de corp de teama celui iubit ție. Medici expuși fără niciun fel de echipament de protecție virusului ucigător, care este descris simplu de sora mea medic-oncolog. Satana, e ceva de pe altă lume. Președintele Klaus Iohannis a cerut măsuri pentru protejarea medicilor din toată țara. Testarea personalului medical trebuie să constituie o prioritate absolută. Vă spun că sub nicio formă nu trebuie să mai avem situații revoltătoare precum cea de la Spitalul Județean Suceava sau de la Spitalul Gerota sau mai nou Spitalul Sfântul Ioan din București. La spitalul contaminat nu mai ajung urgențele, toate cazurile sunt trimise la spitalele din zonă.